Asta. Cocoșul e simbolul comunii noastre. Fiecare comună are o poreclă. Noi ne zic cocoșă. E steagul dacilor. Ați văzut? Tata îmi zicea cocoșă, nu era mică. E steagul dacilor. La mijloc e lupoaica da. Cu Romulus și da, Remus. Da, da. La prima intrare, când ați intrat, acolo sus e o mireasă și două drușchie. Două domnișoare de onoare. Da. A doilea intrare e un grup de femei lângă un legănuț. La noi, un obicei, la botez măr numai femeile. Bărbații stau acasă cu copții, cu animalele, decât ceterașă. Îs bărbați între femei. Da, cum întreb și eu, bărbat între femei, fotograful și cameramanul merg sau nu merg la botez? N-au cecata nici aceia. Păi și atunci cine face pozele? Eu, de exemplu, sunt fotograf. Mă vor părinții la botez. Eu ce fac? În casă nu vă cheamă. Dacă mergeți la restaurant, da. Ei, tocmai că în casă pozele l-am îmbrăcat, dezbrăcat, pregătit copilul, a doua zi la băiță. Nu e așa la noi, nu. Alte obiceiuri. Nu e așa. Întreb să aflu. Nu e așa, să știți. La noi e o regulă. Când mere la botez, îl îmbracă nașa. Și merea la nașa cu moașa la botez. Ea și-l îmbracă, n-are ce să vezi ce îmbracă, cum vrei ea așa și-l îmbracă. Tu acasă, după aceea, pe ți-l îmbrești cum vrei tu. Vă închipuiți câte 20-30 de femei. Ce chiar le cântă. Apoi una nu trăie bine cu soacra, una nu cu... Fiecare strigăm în dranga noastră, tot unul strigă într-un fiale, unul în alta. Ne distrăm. Apoi câte una strigă ce-o doare. Pe câte ori încă e în lume, nu-i bună ca-n botejune. Ce de dincolo, numai mie îmi pare amară, mă chem coi durmi pe afară. Ce frumos! Iar strigături de este, jucăm, tăte, dar nu ne invită nimeni la botejune. Fiecare când auzeam că e botejune, meream. Când era de venit acasă, vineam tăte odată. Și apoi dacă ai venit tăte odată, aceea nu era botejune dacă nu vineai horind și tot a lungul drumului. Am folosit botejune cu copii din sus de sat, exact aproape acolo unde a spus dumneavoastră la mănăstire, ultima casă, era un vârde al lui bărbatul meu. Și am folosit botejune. Pa când am venit acasă, tot horind, bărbatul meu o ieșe și el afară, să, eu știu, face câte mine când am venit în casă, zice, tu, eu de acasă am auzit. Da? Era fain, să știți, te-ai distrat, ai avut o masură, dacă n-ai masură, îi bai. Normal. Și nu te mai lasă altul. Dacă se mai întâmpla și gestia, dar când vineai acasă, vineai femeie. No. Da. Da. V-am zis că la botez merg numai femeile, da. Ați văzut la poartă îi pomul vieță, îi soarele, la mijloc colacul, îi Sfânta Treime și fagurile de miere. Gardul e împletit în sticul grâului și făcut din muiale de alun. Troița îi închinată femeii, îi cuvioasa Teodora, Parascheva, Fecioara Maria, îi soarele, luna, porumbelul, îi muzeul țărân și muzeul femei, închinat femeii. Ați văzut fusul cu țurgalău. N-ați auzit legenda? V-am zis? V-am auzit când povestesc ceva la copiii ăștia, dar vrem să o auzim și noi, cap-coadă. Șezătoare. Sara vine o feciorii la fete înșezătoare. Când pleca feciora acasă, trebuia fata să-l conducă până întindă. Nu se saruta nimeni caz decât întindă.
La fată nu i-a fost drag de fecior, nu l-a condus. A venit a doilea seară, tătașă, nu l-a condus. S-a gândit el cu ce să-i atragă atenția. Când a venit a treilea seară, i-a adus un cus cu turgalău. Și măreață, o fofata când i-l-a dat, nimeni șezătoare nu a primit așa ceva. Dar i-a zis feciorul, când i-a dat fusul, atunci să se despartă ei, când se desface fusul. O piesă, dacă iei din el, se desface tot, dacă are piesa. Na, la fată, eu da de gândit, s-a uitat la pus, nu știu să-l desfacă, nu afla piesa, până la capăt, eu fă drag. Și de fecior, dar și de pus. O rămas împreună, niciodată nu s-a desfacut nici pusul, dar nici nu s-a despărțit, va trec în viață. Am avut cușuri, coborâșuri, ca peste tot. Tot împreună rămas. Vedeți și băiat inteligent? Cu ce și cu ce-n fata? Nu toate lucrurile se pot cumpăra cu bani. Asta așa e. Vedeți scauna asta? Legai de laiță. Puneai copilul în scaun, îi puneai la copil să mănânce, știi când mere la foc, știi când vine la leagăn, la ăsta la alt să-l dai jos din leagăn, până mulgeai, până hranie, până adapai, copilul ședea în scaun, că zghiera câte un tic, avea glas, avea voce bună. Aici legai scaunul, aici legai ghițelul, când fata vaca, o zădouă, iar mai fric să nu îngheață. Se împăca și copilul și ghițelul, câteodată era și mielul și purcelul, dacă nu-l bagai în casă, îngheța. Erau. Da. Nu, eu am vrut să vă zic de afară, ați văzut că avem numai sculpturi numai femei. Da. Acolo ce fac femeile de la tinerețe până la bătrânețe? Ați văzut războiul de țesut. Acolo cum lucrăm noi la războiul de țesut. Să știți că tot ce vedeți aici e făcut la războiul de țesut. Era foarte greu pentru mama. Mama torcea, mama țesă, mama croia hainele, mama le cosea cu mâna. Și îți pare bine când aveai câte un costum, ia haine noi. Norocosul era fratele mai mare cu sora mai mare, ei aveau haine noi. Ție ce-ți rămânea de la ei. Rar când se nimerea că aveai și tu câte un costum de haine noi. Te bucurai mult de ele, nu ziceai că nu-ți de firmă. Cu firma lui mama, cea mai puternică, care și în ziua de astăzi și tot ce o să vedeți, ce vedeți aici, e făcut la războiul de țesut. Dar ce ai purtat, ce ți-ai făcut-o cu mâna ta, a ce ai mâncat, ce ți-ai crescut-o în curtea ta, ce ți-ai pus în grădina ta, dar ai mâncat sănătos și ai purtat sănătos. V-am zis că oala, când oala roșie sus e foarte de meritat, atât sunt mai multe oale, cu atâta fata e mai bogată și are zestre mai multe. După ce sunt mărită fata, se iau oala roșie jos, rămân vasă la aerisit. Vedeți că nu-s dulapuri, n-avem unde să le pui. De acolo le folosei la mâncare. Casa e din 1720. O fă locuită până după Revoluție. Așa cum vedeți, o stat stăpâna casei. După moartea stăpânei, s-o renovat, s-o deschis muzeul. Și stăpâna casei, o fofată nemăritată, o muri la 74 de ani, așa că mi-a rămas oala roșie sus. N-o fă o femeie hâdă, dar nu s-o născut bărbatul ei. Ați intrat în șatră, ați intrat în chindă, casă și cămară. Ce șatră? Ați intrat în șatră. Cerdacul. Cerdacul. Da. Prispa, nu știu, la mine zice prispa. Aș vrea să vă arăt poate și aici. Aici avem măști, cum e obiceiul nostru de Crăciun. Du-te. Bună ziua! Bună ziua! Aici avem măști, cum e obiceiul nostru de Crăciun. Se face o piesă religioasă, sunt 22 de băieți și o singură fată care joacă rolul de Maria. Vii fraimul, se zice. Să știți ce fain e în seara de Crăciun la noi, se îmbră colindând toate ulițele. Ce vedeți aici, îți măști de drag.
Braceți înainte cu clopotile, fac zgomot, alaiu înapoi al lor, tăcolindând, vă închipuiți 22 de voști de bărbați, ce frumos colindă. Chiar dacă ai ceva, simți că e seara de Crăciun. Și în ziua de Crăciun, toată lumea merge la biserică să face piesa la biserică, să îmbrăcă steaua de Crăciun de anul nou cu capra. Și aici sunt toate obiceiurile noastre de peste an. Colacul mirilor, mie cum să pun pamesă la munți, stolnic de Crăciun de anul nou, pasca de Paști, cordonacul, când moare cineva, să dă la preot prescuri, colaci, colacei la oameni, popții la copții. De făcut pireu de cartofi, era copții mulți, unui curăță, unui farmar mintena și era gata mâncarea, oale la sarmale, barbânțe la lapte, la brânză, popă la lapte, puținei de făcut un, o cană, e 3 kg. Bătrânii nu tăsta pe cantari să-ți măsoare. Ți-o dat o cană de făină, e 3 kg. Covată în cefrână, stita fund pentru coleașă, mămăligă, și ciupă în ce ciupă e copilul mic. Adică vănuță în ce să face baie la copil. Cădiță. Covata e mai largă să poți să frâni, ciupa mai lungă, nu adâncă, să nu ieși copilul. Că era mama singură. Ce frumos. Fel. V-am zis că ați intrat într-o casă de oameni de gazdă, rare că să aveți cămară. Când ai avut cămară, trebuia să ai ce să ții în cămară. Mâncare de bază e laptele, brânza. Aici, în cămară, se punea verbință cu lapte, cu brânză. Aici, cârnată slanina, cantariu cu ce cantarei, ciubărul în ce spalai haine, ce vedeți aici, tot la slatină, adică vasul în care aduce apă sărată de la ognă. Asta mare îl pune pe cal, ăsta de-a umăr și 3 km la deal. Pătrânii mai dava bani ca sare, nici ne știu să cumperi sare de magazin. Noi și am o aducem de acolo. Este spete la război de țesut, coveț în ce frământai ptita, jug la boi, jug pentru o vacă, seta cu care cerneai farina, asta e vana în care te spalai și acolo sus te cârnață și slanina. Ați venit târziu, s-o gata tăt. Dar întrebare. Da. La preparatul porcului. Da. Și a slăninilor, le faceți la saramură sau le frecați cu sare și le țineți la, la oală? Am zis că avem de aia zic, da. Se păstrează să face și acum la fel, nu? Da, da. Asta vreau să știu exact. Nu se compare. Știu. E alt gust. Da. Alt gust, altă calitate, altă frumusețe. Da, da. Vreau și să mă uit un pic pe la costume, se poate? Da. Că n-am văzut.